Aproximativ 100 de angajatori au fost prezenți la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava. Aceștia au oferit sucevenilor peste 1000 de locuri de muncă din diverse domenii. Organizăm în municipiul Suceava, aici unde ne aflăm, în orașele Câmpul Lung Moldovenesc și municipiile Rădăuți și Fălticeni. La ediția din acest an am adresat invitația foarte multe firme din județ să participe și au anunțat și sunt prezente peste 100 de firme care pun la dispoziția participanților peste 1000 de locuri de muncă vacante. Bursa organizată în acest an a avut și câteva elemente de noutate. Pentru prima dată am reușit și am chemat în acest an și startup-uri pentru a crea o punte de legătură între cei care doresc să-și înceapă o mică afacere și care vor să își aibă, într-adevăr, să fie propriilor stăpâni și firmele de consilieri care le pot pune la dispoziție atât cursul de antreprenoriat, cât și toate cele necesare până la punerea pe picioare a afacerii. Am chemat de asemenea și firme de consilieri pentru voluntariat, tinerii în special care vor să participe și au această pornire spre acțiuni de voluntariat. Centrul Militar Județean, prezent pentru prima dată la Bursa Locurilor de Muncă, a venit în sprijinul tinerilor care își doresc o carieră militară cu o ofertă foarte variată. Pentru anul în curs avem o gamă foarte largă de specializări și arme scoase la concurs. Ceea ce vreau să vă precizez și este foarte important, noi nu oferim locuri de muncă imediat. Noi oferim perspectiva prin școlarizare în instituțiile militare de învățământ. Pentru toți cei care recepționează mesajul și își doresc o carieră militară, este foarte important ca în perioada imediat următoare, mai exact începând de săptămâna viitoare luni, să vă prezentați la Biroul Informare Recrutare din municipiul Suceava, strada Alexandru cel Bun, pentru a face demersurile privind înscrierea dumneavoastră, dacă vă doriți o carieră militară.